Astăzi vom urca pe vârful Cozia din munții Cernei. Folosim acest drum care de fapt duce la această casă. Revenim dinspre Cornereva. O să trecem apa și luăm această muchie. Imediat trecem acest pârâiaș și urcăm acolo. Deci omul ne-a învățat pe unde să mergem ca să urcăm pe drum, adică de la acea urcare unde trebuia să trecem apa, am mai avansat 100 de metri și am luat un drum de tractor. Dacă treceam apa acolo unde am filmat prima dată, ieșeam pe muchia aceasta. Noi suntem pe o altă muchie, dar în față o să ne întâlnim. Bănățeni, nu băgați olteanca în curte, vă fură perele! Lăsăm acest drum de tractor, care, după cum ne-au spus localnicii, duce tot acolo, dar intenția mea era să fac această muchie. Sigur, mai sus o să mai văd această imagine. Acolo este vârful Arjana, Zăscolu. Foarte frumos. Deci hoțul la pere și olteanu. Lăsăm noi drumul de tractor, să o luăm pe acea potecuță, să ne întâlnim tot cu drumul de tractor. Deci drumul face pe sub muchi. Intenția mea principală era să vin doar pe muchi. Dar e mai bine pe acest drum de tractor. Merge în aceeași direcție. Se avansează destul de repede. Prima chestie mișto o să fie aici. Am crezut că e un izvor aici. Dar nu, ăsta se umple de către localnici pentru animale. Avem ce căuta în direcția aceea, pentru că pe noi ne interesează totuși această muchie. Exact ce ziceam eu, auzi, de ale vânete. Oameni harnici. Au și fructe, dar și îngrijesc. În sfârșit ajungem și noi la muchia de urcare. Bă, măcar la alune, cred că nu vă zice nimeni nimic. Da, o să le arăt la bănățeni ce fac oltenii. Mănâncă cireșe din alând, da. Am întâlnit iarăși drumul. De acolo se urcă prin pădure. Imediat în pădure găsim potecă. Mă duce unde am vrut. Adică unde cred eu că va fi puțin cam greu de urcat, apoi totul e ușor. Și acest ultim drum pe care l-am tot sărit pe poteci, dar cred că e același pe care am urcat. Noi vom bea o bere rece aici, dar tot de aici, pe niște bolovani, o să urcăm. Am ieșit la bolovăniș, urcăm. Pare greu, dar ne descurcăm. Traversăm și un pâlc de copaci. Dar e un loc frumos să privești împrejur. Am ieșit din pâlcul de copaci. Ovi se bucură să se uită înapoi. Pe aici este cătunul Prislop, undeva acolo este sub crâng, unde avem mașina, acolo e Arzana Zăscol, muchia munților Cernei, Babei și Dobrii. Deci urcăm exact pe unde trebuie, pe muchie. Aceasta e muchia pe care am venit. Noi bineînțeles că am venit pe partea stângă cu murci, e acel drum. Ideea că aici intri în urcușul acesta pe unde vrei. Am ajuns sus,
De fapt, nu suntem sus, trebuie să coborâm. Și acolo este porțiunea cea mai înaltă. Apoi facem. Cum coboară Nicușor. Ce a fost greu a trecut. Și acum avem această porțiune. La fel de frumoasă. Până pe vârful Cozia. Deci eu auzi că coborâm. Dar nu chiar așa. Dar tot așa ajungem și sus. Am văzut acești brazi. Nu știu dacă chiar nu i-am mai văzut, dar sunt total atipici. De fapt, e vorba de zagă. Această muchie sălbatică foc. Și în atâta sălbăticie facem un popas. Și în atâta sălbăticie, Dumnezeu știe, dar există Tuborg. Nu vreau nici are. Doamne, doamne. Deci mai frumos de așa. O zonă mai urâțică. Ce rău trece repede. Unde vă uitați, mă? La blocuri. Sunt curios ce localități sunt. Deci una din ele trebuie să fie Prislop. Și una, cred că, Cuzie. Surprize, surprize. Avem o mică șea și apoi urcăm în golul alpin. Și o altă dorință împlinită o are Paula cu acest cor de căprior. Dorința ta de când faci munte. Și am trecut foarte ușor de zona împădurită. Acum, doar prin golul alpin. Suntem în golul alpin. Și cât de ușor ajungem pe vârful Cozia. De acolo la vale. Și am ajuns sus. Asta e direcția noastră către vârful Cozia. Dar ce frumos e această direcție. Mi-a zis că nu știm unde duce. Cât de repede avansezi acolo unde îți dorești. Acum facem ultima urcare către vârful Cozia. Când zici că ești pe vârf, nu ești. Și am ajuns pe splendidul. Și nu o spun doar că sunt aici. Vârf Cozia. Vedere chiar 360. Muntele Țarcu, Muntele Mic, Poiana Ruscă, Nicușor Caranda. Și ce mai văzut, Paula? Ce mai văzut în creasta Cernei? Poate 70% din ea, 80. 360 de grade. Merită vârful Cozia din munții Cernei. Și ne întoarcem la acest copac. Că cineva s-a chinuit să facă această bornă de vârf. La 1 și 20 de minute părăsim vârful Cozia. Ce să mai, cu viteză către pădure, la umbră. Aveam de gând să ocolim. Părea mai greu decât de a-l traversa. Am urcat frumos pe o muchie. Am traversat frumos o mică creastă.
Acum coborâm o altă muchie. Ce frumos e la munte! Finalizăm cu muchia prin gol alpin. O să traversăm pădure. Ce să faci când ajungi la umbră? Cum să mănânci acolo sus, frate? Frumos la pădure. La pădure cu fag. Cu fag. Muchia prin pădure. Potecă. Și vom începe urcarea pe vârful înalt. Poteca va face la dreapta către cătunul Camena. Și am ajuns pe vârful înalt. Poteca către Camena are muchie frumoasă. Și după o coborâre, parcă nu se mai termina prin pădure. Suntem jos, dar nu destul. De acolo, de la ultima poieniță, am urcat noi. Pe muntele Cozia. Și acum tot coborâm. S-ar putea să ne plictisim. Am luat o potecă de animale, nu corespunde cu cei pe hartă. Se îndreaptă către Camena. Am terminat cu pădurea. Nu sunt 100 de metri. Avem drum care ne duce în drumul principal. Am întâlnit acest drum. Acolo e satul Camena. Și mergem pe vale la mașină. Găsim așa ceva aproape de Camena. A găsit Oltean camere. Scurtare în traseul. Am ajuns la mașină la ora 4. Și de aici vom lua brânză și lapte. Omenie ca în zonele astea de munte. Deci noi am fost invitați să mâncăm, dar nu vrem, că nu ne e foame. Ne luăm brânza și plecăm.